străinul. E noapte rece, vântul bate cu șuieratul lui prelung și din ecouri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fiu acasă, să știu că am destul câștig, să nu mă chinuie nici famea, și nici să rapt pe drum de frig. Ce bun a fost cu mine Domnul, că nu știu cum să-i mulțumesc, cum l-aș primi să știu că vine, să-l am ca oaspete ceresc. Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe geană îmi cade toropeala și a dormi așa de ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar, e cineva pe drum. Privesc la ceas, e târziu, numai tâlharii umblă acum. Răsună încă o bătaie și încă alte două, trei. Și striga atunci, cine e acolo? E cam târziu acum. Ce vrei? Și glasul de afară îmi spune, vin dintr-un loc îndepărtat. Umblata multă cale azi, sunt obosit și s-a noptat. Ne vrea căldura dinăuntru, să împarți -mi cu mine până la zi? ți -o i mulțumi cum știu mai bine și rugăciun te pomeni. Primește-mă doar până mâine, că ce-am înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai și foamea să mă lung? Mă strecurai lângă fereastră să vă prin geamul aburit. Era urât și plin de zdrențe, părea murdar și obosit nu ce cât un colț de pâine, de este, să mi-l dai și dăm și jos, pe rogojină, doar milă rogute să ai. Gândit-o mam o clipă lungă și am strigat apoi, răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i han de găzuit. De ce n-ai gândit mai dinainte unde ai să dormi, ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați la poartă, e prea târziu să-mi te plângi i-am auzit cum pașii afară, încet, încet, s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit, în patul moale, am adormit apoi curând, dar am avut în neagră noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă dintr-un nor de lumină, Domnul Isus se cobora, și în casa mea venea să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că mi va vorbi de bine, va lăuda tot ce am muncit, dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi mi-a grăit. Prietene, am vrut azi noapte să noptez în casa ta. Din pâinea ta am vrut la cină să iau un colț ca partea mea, dar mi-ai răspuns că pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat, și m-ai lăsat afară în fric să plec flămând și întristat. Căsuța ta nu era mică să pot și eu să dorm în ea. De ce nu vrei să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi până ce norul s-a luat și am înțeles că el fusese pribeagul cel am alungat. Trezit din somn, de înfiorare am alergat afară în frig și am început în gura mare străinul înapoi să strig. Dar vai, de mult plecase omul în întunericul pustiu. Doar vântul îmi striga din ramuri că mă trezisem prea târziu. Amin.